Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 15 mai 2023, ziua cu numărul 5 de când tratez coloniile cu puiet văros. Acum două zile am curățat fundurile și azi continui cu tratamentul, dau sirop și voi verifica și fundul. Să vedem în două zile cam cât au reușit albinele să curețe sau cât de curat e fundul la stupi. Prima dată voi da sirop. Prima dată dăm siropul, tratamentul, să zicem așa. Am aici sirop. Îi dăm. E siropul cu medicamente. Bine, nu sunt chiar medicamente. Cine dorește să verifice rețeta. Bun, dar pe mine azi mă interesează să vedem cum arată fundul după două zile. O să pun aici în față. Bun. Următorul lucru, dau sirop. Dau sirop la albinuțe. Arunc o privire să văd dacă au mâncat turta. Mai au din turtă. Aici nu deranjez. Singura ramă pe care o deranjez este cea după diafragmă, în care dau siropul. Siropul este luat în totalitate, așa că putem să dăm. Acesta e lucru cel mai important, să ia siropul. Bun. Deci asta e tot. Atâta-i fac, nu deschid, nu umblu la cuib, nu nimica, nu deranjăm deocamdată. Singurul lucru care o să-l fac, ridic tot corpul. O să ridicăm tot corpul și să văd dacă pe fundul lăzii ce avem. Aia mă interesează cel mai mult. Dau un pic camera mai în spate. Așa, să se poată vedea și să am și eu loc. Bun, să sperăm că corpul nu-i sigilat. Deschidem urdinișele, era să uit. Bun. Ia să vedem. Dau un spate și este ceva căzut. Deci are ceva. Așa că voi veni și voi curăța.
Deci în două zile a căzut un pic. O să dureze până o să cadă tot. Am adus fărașul și vom curăța din nou. Deci la două zile aici sunt câțiva din aia șmecheri. Scoatem sertarul. Aici avem mai multe căzute în două zile. O să pun aici. O am curățat. Asta repetăm. Repetăm până reușim. Bun. Să-i pun corpul la loc. Așa. Punem și capacul, i-am aplicat tratamentul. Am curățat din nou fundul. Și vom vedea. Bun. Mergem și la al doilea. Vom vedea cât va dura această vindecare. Acesta e mult mai infectat. Bun, să-i dăm și lui sirop. Văd dacă a consumat turta, mai are. Bun.
Și el a luat siropul. Îi dăm și lui sirop cât mai mult. Umplem bine rama. În această zi a cincea, acum putem evalua la fiecare două zile, ridic stupul și voi putea constata de la două zile cât puiet văros se elimină din ramă. Când ajungem la trei bucăți, trei larve, să zic așa, de puiet văros, vindecarea va fi aproape, dar mai durează un pic până acolo. Bun. A primit sirop. Am mărit un pic cantitatea de sirop în funcție de cum îl ia. Dacă am văzut că a luat tot, i-am mai dat un pic mai mult și tot așa. Ia să vedem și fundul acesteia. Cred că pot să-l pun chiar pe stupul vecin, ia să... Bun. Deci, aduc fărașul. Acum pot să spun că infecția este cam asemănătoare în ambele colonii. Dacă ar fi să le număr, e cam undeva la 60 de larve scoase, plus ce mai scot ei afară. Deci 60 de larve pe zi. Cam asta este. Până ajungem la
să zicem așa, la 3 larve pe zi durează un pic. După ce ajungi la 3 larve, poți să spui că procesul e de vindecare. Dar acum eu încă nu am exact numărul. Am un număr, 60 pe zi, iar după acești 60 pe zi pot estima peste 2 zile cam dacă scade sau crește. Și dacă vom fi pe drumul cel bun, acum vom vedea. Deci 60 de larve pe zi înseamnă că avem 6 rame. Deci din fiecare ramă calculăm că avem între 10 și 15 larve cu puiet văros. Acum dacă calculez, n-ar fi așa rău la 2 zile. Trebuie să estimezi puterea de oata măcii și rapiditatea de infecție și va trebui să scadă încet încet. Deci nu voi manipula ramele cu puiet văros până când pe fund nu am o scădere drastică, adică drastică. Acum să zicem 60, peste 2 zile avem iar un număr, peste alte 2 zile un alt număr și tot așa. Bun, cam atât am vrut să vă arăt azi. Deci numărul estimat la mine, hai să fie 90, că atâta scoate albina, a pus și a mai scos ea pe afară și să sperăm că o să fie bine până la urmă, adică să îi pot vindeca. Suntem în 15, eu zic că de acum încolo, în 2 săptămâni, cel puțin o îmbunătățire. Scopul să ajungem la 10 larve pe zi ar fi extraordinar în 2 săptămâni. Bun, am văzut că ambii stupi sunt cam la fel de infestați. Chiar dacă la început acesta părea mai infestat, așa că mergem înainte. Până data viitoare, numai bine!